Domnule Geoană, bună ziua și vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre să ne oferiți un interviu pentru Televiziunea Română. Mulțumesc mult și mult succes în continuare. Domnule Geoană, să trecem la subiectul care este cel mai important. Practic, zilnic vedem atacuri în regiunea Odessa și rămășițe din acele proiectile cad pe teritoriul României, care este un stat membru NATO. Ce măsuri ia Alianța pentru a reduce sau chiar a elimina aceste incidente revoltătoare? A spus un cuvânt cheie, incident. Și trebuie să facem întotdeauna o distinție importantă între incidente și accidente care pot apărea. Și ele sunt rezultatul unor acțiuni deliberate, criminale, ale Federației Ruse, vara împotriva structurilor de exporturi de cereale și hrană ale Ucrainei către restul lumii, iar iarna împotriva sistemului energetic. Ce poate fi mai brutal și mai inuman decât așa ceva? Să tai curentul iarna și să tai accesul la hrană pentru atât de multă populație care are nevoie de mâncare și de protecție. Uh-huh. Dar spunând acest lucru, este o mare diferență pe care noi o facem, în mod evident, între un atac deliberat, care în acest caz nu există, și incidente care evident sunt preocupante și creează anxietate și comentarii multiple, și ca român îmi dau seama că acest lucru preocupă în mod legitim populația din România. Populația din Republica Moldova, au fost o situație la Giurgiulești în urmă cu câteva luni de zile, au fost situații în Polonia acum câteva luni de zile. Deci noi ne păstrăm întotdeauna capul limpede, colaborăm cu autoritățile române în mod permanent, așteptăm și rezultatul la anchetelor care sunt în derulare. La nivel politic și militar suntem în permanentă vigilență și contact cu aliații noștri români. Și există în această perioadă și o perioadă de implementare a unor noi planuri de apărare pe care le-am adoptat la Vilnius, liderii noștri. Și atunci suntem într-o fază în care întărim suplimentar tot ce înseamnă apărare și descurajare pe flancul estic, inclusiv în zona Mării Negre, inclusiv în România. De aceea apelul meu este un apel la vigilență, dar și un apel la calm. NATO nu este parte a acestui conflict. Facem un management al riscului de escaladare a acestui conflict cu multă, multă atenție. Sprijinim Ucraina, protejăm aliații și evităm escaladarea acestui conflict. Și cred că acest lucru l-am făcut foarte bine până acum și vom continua să facem la fel de bine și în viitor. Dumneavoastră spuneați că nu există acum un risc militar din partea Rusiei pentru Republica Moldova, dar că Moscova duce un război hibrid și că trebuie să ne întărim reziliența. Cum facem exact acest lucru? Ce sfaturi dați autorităților de la Chișinău, dar și nu doar sfaturi, dar și ajutor poate pentru a întări reziliența? Noi am trimis în luna ianuarie la Chișinău o echipă de super profesioniști de la NATO pe subiecte de reziliență. Noi avem experiență veche. NATO a început să vorbească și să lucreze pe reziliență în 2014. Și acest an rezonează apropo de ocuparea ilegală a Crimeei și a unei părți a Donbasului. Deci avem experiență vastă. Și echipa noastră a făcut deja recomandări către autoritățile de la Chișinău. Le-am discutat și cu doamna președintă, și cu primul ministru, și cu miniștrii din cabinet, și cu Ministerul Apărării. Și în acest moment există un dialog foarte activ pentru a transfera aceste concluzii în planuri de acțiune practice, că este reziliență cibernetică, că este reziliență împotriva dezinformării, reziliență în domeniul securității energetice, că este vorba de reziliența în fața unor cataclisme naturale. Nu totdeauna este un risc de război. Poate să apară, Doamne ferește, vedem cum a fost barajul Nova Kakhovka, de exemplu. Sau ce s-a întâmplat recent în Grecia. Doamne ferește, schimbări climatice, sunt multe lucruri care se întâmplă. Și de aceea suntem absolut convinși că aceste recomandări vor fi extrem de utile. Suntem dispuși să sprijinim în transferul de competențe și de expertiză din partea noastră. Și mai este un lucru foarte interesant. Puțină lume știe că Republica Moldova este partener comun al NATO și Uniunii Europene. Iar între NATO și Uniunea Europeană există o legătură foarte, foarte strânsă pe zona rezilienței. Deci suntem foarte dispuși să lucrăm NATO-UE Republica Moldova, pentru că și UE-ul are resurse și are competențe. Noi avem competențe și resurse. Împreună vrem să avem o Republică Moldova mult mai robustă, mult mai rezistentă, atât la nivelul societății, la nivelul economiei, la nivelul instituțiilor și, în general, ca stare de spirit a populației din Republica Moldova.
Domnule Cioana, dar credeți că Rusia ar putea să revină la planul inițial din februarie 2022, să avanseze până și să creeze un coridor spre regiunea transnistreană și să ajungă eventual în Republica Moldova, dacă vă aduceți aminte că ăsta inițial spuneau experții că era planul Kremlinului? Una este să poftești, apropo de domnii moldoveni, să poftești și alta este să mai și poți. Deci planul, cred că în mare, a rămas neschimbat. Nu am văzut niciun semn de schimbare de plan inițial. Numai că eroismul ucrainienilor, faptul că au fost antrenați pe metode NATO din 2014, faptul că noi suntem atât de uniți în NATO și în Uniunea Europeană, în sprijinirea Ucrainei, face ca acest plan să fie practic imposibil. Deci pot să dau încă o dată o confirmare și, dacă vreți, un semnal de calm și de încredere pentru toți moldovenii, indiferent de ce preferințe politică au sau ce limbă vorbesc acasă. Că Republica Moldova nu este în acest moment sub amenințare militară. Trebuie să fim foarte atenți la celelalte dimensiuni ale războiului hibrid pe care Rusia le dezvoltă în Republica Moldova. Am văzut și interferență în alegeri, am văzut și instigări masive la nesupunere socială. Deci am văzut un arsenal destul de larg și mă bucur să văd că Republica Moldova ia pași energici, hotărâți în a contracara aceste riscuri și împreună cu noi și cu Uniunea Europeană și cu parteneri și aliați să răspundă cât mai bine cu putință acestor amenințe. Totuși, populația Republicii Moldova vede pe alocuri NATO ca o sperietoare, sunt încă foarte sceptici. Cum trebuie să se lucreze pentru a fi schimbat această percepție că NATO nu este așa cum cred ei? În primul rând, fiind foarte transparenți cu cetățenii Republicii Moldova, sunt decenii de propagandă antioccidentală la care ați fost supuși. Au fost supuși generațiile mai vârstnice, în principal, poate cei mai tineri mai puțin, pentru că au călătorit mai mult, au trăit în țări NATO. Suntem 1 miliard de cetățeni care trăim în țările NATO și nu de pomană suntem cea mai prosperă zonă a lumii. De ce? Pentru că avem securitatea. NATO este o alianță defensivă, este o alianță politică și am jurat ca mușchetarii să ne apărăm unul pe altul dacă suntem atacați. Suntem defensivi, nu avem niciun fel de intenție agresivă. Nu există armată NATO. Nu există armată NATO. Sunt armate naționale care în caz de nevoie își pun resursele împreună și apără teritoriul și interesele noastre. Deci va trebui într-un fel să demontăm pas cu pas, cu răbdare, cu transparență, vorbim și cu cei care nu au neapărat mare încredere în NATO, deocamdată, și să le spunem cine suntem cu adevărat. Și să spunem un simplu lucru. Că fără securitate nu există pace, fără pace nu există dezvoltare economică, fără dezvoltare economică n-ai o viață liniștită și prosperă. Și dincolo de NATO sau ne-NATO, eu cred că Republica Moldova efectiv nu este corect ca o țară atât de talentată, cu oameni atât de frumoși și de inteligenți și de capabili, să fie cea mai săracă țară din Europa. Și într-un fel această zonă gri, strategică, în care, din motive istorice, Republica Moldova s-a găsit, este cauza principală pentru această situație. Și de aceea cred cu tărie că drumul de integrare europeană a Republicii Moldova este un drum just, este un drum care nu înseamnă niciun fel de automatism cu privire la o relație cu NATO. Noi suntem dispuși să lucrăm cu Republica Moldova atât de mult cât Republica Moldova dorește să lucreze cu noi. Respectăm neutralitatea constituțională, suntem parteneri de nădejde, și vă rog, poate chiar prin acest tip de emisiuni, să demontăm o anumită mitologie și anumită propagandă care s-a adunat în decenii, pentru că Federația Rusă și Kremlinul, mai ales acum, au nevoie de un dușman extern. Au nevoie de un dușman extern ca să justifice și războiul și situația proastă din interior. Și este foarte comod să spui că americanii și NATO sunt baubaul planetei. Nu. Suntem un factor de stabilitate și pace și 1 miliard de oameni trăiesc în prosperitate, liniște și democrație pentru că sunt membri NATO și acest lucru este, cred, perfect evident pentru toți cei care vor să privească adevărul în față. Domnule Cioana, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și ne mai revedem la Chișinău. Cu mare plăcere!